Modificările salariale din ultima perioadă, doar pentru anumite categorii de bugetari, au generat nemulțumiri printre angajații statului. Cei care lucrează la agențiile pentru protecția mediului au hotărât să înceapă protestele, întrucât ei nu au fost luați în calcul la majorarea remunerațiilor. Din păcate, salariile noastre sunt invers proporționale cu responsabilitățile noastre. Una din condițiile pentru intrarea în Uniunea Europeană a fost și respectarea legislației pe mediu, implicit tot acquis-ul comunitar pentru mediu. Au fost aplicate niște creșteri doar la Ministerul Mediului, care nu s-au regăsit și în structurile subordonate. În perioada 2009-2015, salariile personalului Agenției pentru Protecția Mediului, mai exact a 1.943 de angajați, nu au suferit nicio modificare, în ciuda majorărilor salariale înregistrate la stat. Am fost întotdeauna ignorați, chiar dacă între timp legea îi obliga să ne crească și nouă salariile. Ultima chestie este ordonanța, nu știu numărul, prin care salariile vor fi clasa ocupațională la același nivel în tot ministerul. Colegilor noștri din Ministerul Mediului li s-au mărit, nu spectaculos, dar oricum s-a făcut o mărire medie de 1000 de lei, iar la noi nu s-a dat absolut niciun leu și am impresia că ignoră importanța Agenției Locale de Mediu. Doamna Dorela a muncit toată viața în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului, iar salariul nu-i ajunge pentru întreținerea familiei timp de o lună. După 28 de ani de muncă, salariul 1900 în mână. Colegul meu începător, acum debutant, are 1100 de lei. Bine, și eu am 2100, da? Și mai am puțin și ieși la pensie. După câți ani de muncă? Păi am peste 25. Cei 38 de salariați ai APM din județul Dâmbovița n-au părăsit incinta instituției în cele 2 ore de grevă, dar au refuzat categoric să lucreze. Mulți dintre ei au încuiat și ușile birourilor în intervalul orar 10-12. Conducerea instituției spune că îi susține în demersul inițiat. Nemulțumirile decur din faptul că mediul este ultima verigă din sistemul bugetar la acest moment, care n-a primit în ultimii ani niciun fel de majorare și nivelul de salarizare, faptul că volumul de muncă este foarte mare, faptul că importanța actelor de reglementare pe care salariații noștri le întocmesc a condus la această nemulțumire. Dacă nemulțumirile nu le vor fi luate în seamă, angajații de la mediu au de gând să înceapă o grevă pe termen nelimitat.